Dragi prieteni, vă spun bun găsit, lentila de contact, Radio Classic, descriptori, Stelian Tănase, pilula săptămânii. Astăzi am să vă spun câteva cuvinte despre legăturile lui Proust cu românii, de fapt cu bibeștii. Parisul lui Proust. Locuiesc în insula Saint-Louis pentru 2 săptămâni cât durează sejurul meu. Stau într-un fost hotel particulier unde a locuit o vreme Baudelaire, invitat de proprietar, un mare admirator al poetului. Acum este un hotel pretențios, eclectic, care amestecă un han de ev mediu cu inserturi enervante și urâte din tehnologia de astăzi. Asta ar fi trendul în arhitectură. Nu mă încântă. E totuși un punct de pornire bun pentru vânătoarea, pentru că pe care am de gând să o fac. Mă ocup de Parisul din la Belle Époque, fin de siècle, Parisul după Osman. În serialul documentar TV București Secret, Arhive și tot restul, știți dumneavoastră, am povestit câteva lucruri despre această epocă, de pildă despre morfinomanul Odobescu și sinuciderea lui, despre triunghiul amoros Natalia Negru și Teo Iosif Dimitrie Anghel încheiat cu 2 morți. Despre logodna morganatică dintre Lencuța Văcărescu și prințul Ferdinand, cu deznătământul că ea a fost gonită la Paris, iar regina Elisabeta a fost trimisă în surghiun la Veneția. Am vizitat hotelul unde a stat regina Elisabeta, Danieli, și am amintiri foarte frumoase de acolo. Mi-amintesc acea zi cu multă plăcere când am intrat timid în parterul acestui hotel și am regăsit locurile în care a locuit ceva vreme, regele Carol n-a iertat-o repede pentru amestecul cu ei în idila dintre Ferdinand și Elencuța Văcărescu. Apoi am scris despre amorul dintre Marta Bibescu și britanicul colonel Thomson, viitor ministru al aerului. Era de fapt un spion calificat, acest Thomson. Venise să vadă pregătirile românilor pentru a intra în război. S-au întâlnit la Palatul Cotroceni în cadrul unei serate în 1912. Colonelul și frumoasa prințesă Marta Bibescu. Foarte măritată și foarte mamă de copil. Dirijabilul care îl ducea pe Thomson în 1927 pentru că vrea să inaugureze o linie aeriană de dirijabile în tot Imperiul, s-a prăbușit lângă Paris în pădurea Louvet. Prilej pentru Marta Bibescu de a-i deplânge dispariția. Găsesc într-o plimbare, am plecat din hotel să văd puțin împrejurimile, grație unei plăci înfipte în zid, imobilul unde a locuit Camille Claudel, sora poetului Paul Claudel, amanta sculptorului Rodin. A fost un amor nefericit, femeia înnebunit și a fost internată într-un azil unde s-a prăpădit prin anii 40. A avut o viață lungă și extrem de nefericită. În același imobil, la numărul 45, a locuit Marta Bibescu și veriei, frații Anton și Emanuel Bibescu. În fața scoarului botezat cu numele Aragon, pușchea pe limbă, era bolșevic, Sena face un cot spectaculos. E puțin o ironie a sorții să vid în familia prințesei Bibescu, ea era prințesă prin măritiși. Erau lahovarii. Lahovarii nu erau aristocrați, erau negustori din Istanbul, din Fanar. Evident că își dădeau aer de aristocrați, dar nu erau. Perspectiva de la fereastra acestui imobil unde a stat la etajul 2 Marta Bibescu este cea mai frumoasă din Paris. Sena face un cot larg și în orizont se vede foarte clar Notre-Dame. O invidiez pentru apusurile și răsăriturile de soare care incendiau ferestrele. Jumătate din valoarea unei locuințe o dă priveliștea, iar în acest loc priveliștea este aur. Deși unii pretind că Marta Bibescu ar fi avut talent, găsesc că singura ei scriere care se ține bine și azi este La bal cu Marcel Proust. Aici nu alunecă pe panta sentimentalismelor și snobismelor, ori a mondenităților pasagere. Face pur și simplu o analiză rece, pe fondul unui regret profund, îl înțeleg, al unei situații complicate, sufletește vorbind. A vrut să descifreze misterul unei prietenii profunde între cei doi, Anton și Emanuel Bibescu, frați, cu Marcel Proust. Despre Anton Bibescu ați mai auzit. Era prieten cu
Mihail Sebastian și la moșia lui de la Corcova în Mehedinți, a scris un act din piesa Steaua fără nume. Ar fi bine să găsim o dată să citim necrologul pe care Anton Bibescu l-a făcut la moartea lui Mihail Sebastian. Este foarte puternic și foarte ușor de ținut minte, pentru că în acea magmă de regrete formale a lui Anton Bibescu era cât se poate de sincer și să simte asta. Totul a plecat de la o seară de bal unde Proust își căuta conversația, îi căuta ei conversația, iar ea, dornică să nu piardă un dans, frivolă, plină de viață, tânără, îl evită. Destinul a lipsit de la întâlnire în acea seară. Proust continuă să rămână prietenul apropiat al verilor ei, dar odată cu Swann și celelalte volume din căutarea timpului, în căutarea timpului pierdut, Marta Bibescu chiar îl vede pe cel care stădea stingher într-un palton în colțul salonului de bal așteptând-o, așteptând să-i arunce o privire, așteptând să poate să facă un tur de dans, poate să meargă alături în salon și să bea o cupă de șampanie și să povestească ceva. Marta Bibescu l-a ignorat complet, nu dădea două parale pe el, să o spunem drept. Marta Bibescu era, suntem în 1912, era foarte îndrăgostită în momentul ăsta de colonelul Thompson, acesta este adevărul. Una dintre cele mai frumoase femei din Europa era o splendoare. Îl zicea prințesă, măritată fiind cu George Valentin Bibescu. Constat că nu ocoliseră bovarismul și snobismul. Era o lahovari, nimic aristocratic în această familie din Istanbul, acuită în Valahia. Trec cu toții, cei patru din grup, prin momente dramatice. Să ne gândim că vine primul război mondial, toată lumea Parisului se spulberă, se duce în tranșee, luptă la Verdun în fața invaziei germane. În 1917, Emanuel Bibescu se sinucide la Londra. Avem apoi un alt eveniment tragic, este moartea Magdalenei, sora mai mică a Martei Bibescu, care era în Belgia pentru a fi educată. Toate aceste evenimente îi apropie pe cei doi supraviețuitori. Cine mai rămăsese din grupul celor patru? Mai era și Fenelon, prieten cu Proust, și care a murit și el. Fiind diplomat, putea să nu meargă la război, era în ambasada franceză de la Constantinopol, dar s-a cerut voluntar, a fost trimis pe front și a și murit în 1914, fiind foarte apropiat, foarte prieten cu Proust. Din fericire stă mărturie corespondența lor dintre Proust și Anton Bibescu și putem reconstitui astăzi povestea lor extraordinară. Mi-am propus să găsesc exemplarul meu la Buchiniș pe Sena. La București l-am împrumutat de la un amic, mare iubitor de Proust, dar îmi doresc să am în bibliotecă, cel puțin la data când scriam acest jurnal, un exemplar din corespondența dintre Bibești și Proust. Mă preumblă prin Paris, am tăiat cinic câteva întâlniri, să le zic, oficiale. Eram la un fel de congres despre televiziuni, căutând adrese prustiene cu un ghid. Lucru, ghidul ferfenițit de câțiva euro, pe care de obicei îl detest. Cel mai ușor găsesc adresa din Bulevardul Osman. Imobil tipic, nimic șarmant, paradoxal. Banal ca toate locuințele baronului Osman, care a nivelat Parisul, l-a făcut burghez și l-a deproletarizat. L-a adus la cel mai mic numitor comun și a dat astfel pretinsul farme de care se încântă prostește hoardele de turiști în secolul 20. Lumea adoră Parisul, pot să înțeleg lucrul ăsta, dar este un oraș mult mai puțin interesant ca Londra, care n-a avut ghinionul să treacă printr-o sistematizare gen Osman, baron de altfel, baron al lui Napoleon al III-lea. Constat că apartamentul unde a locuit, aveam adresa exactă, nu se poate vizita. Apartamentul este locuit de contemporani de ai noștri. Nu cred că noul locatar să se sinchisească de memoria gloriosului locatar din urmă cu 100 de ani. Proust a locuit la această adresă vreme îndelungată, între 1907 și 1919, anunță placa comemorativă de la intrarea în bloc. Loc cunoscut, frecventat și de cei doi Bibești. Dau o raită pe la Hotel Ritz. Vreau neapărat să vizitez cafeneaua de la parter, unde se întâlnea cu toate glorile mondene ale Parisului. Tot ce era chic
își dădea randevu aici. Era gota epocii. Almanahul gota al epocii. Dacă nu erai văzut aici, nu existai. Prust nu exista în lumea bună a Parisului, în lumea mondenă. Altfel duceai o existență cât se poate de reală și de carnală. Prust venea la Ritz rar, dar alte cafenele nu frecventa. Când mai ieșea din apartamentul de la etajul 5 din Rue d'Amelin, este ultima lui locuință, și am găsit-o. Am fost foarte fericit să o găsesc, deși întâi m-am părătăcit. Imobil fără lift, într-o vreme când renunțase să se mai aventureze prin Paris, indiferent de motiv. Nu mai ieșea. Nu-și mai părăsea locuința. Își oferise de bună voie o totală singurătate. Dar aici, la Ritz, ieșea să converseze nocturn cu Antoine Bibescu, Antoine Bibescu al nostru, care fusese și era de mare folos la scrierea capodoperei sale În căutarea timpului pierdut. El fusese urechea, el era vocea lumii pariziene, căreia Prust îi era cronicarul fidel. Cafeneaua Ritz este cum mă așteptam totuși. Clar, venisem cu o imagine preconcepuse, așa că m-am lăsat într-un fotoliu, am privit clienții, altă lume, altă consumație, alte moravuri. Mi s-a părut când, să vă spun că aici a locuit Coco Chanel, că aici venea mereu, când venea la Paris, Hemingway, și lista este foarte lungă dacă am avea timp să o rostim, fiecare cu povestea lui. Mi s-a părut așa, ca într-o vedenie, că într-un colț îl văd pe Prust și îi văd pe Prust și pe Bibescu conversând. Da, chelnerul, cu șorțul alb pe înainte, cu vesta albă, mi-a spus, da, în acel colț se află Prust și prințul Bibescu, sunt doi fideli ai cafenelei. Prust s-a prăpădit în apartamentul de la etajul 5 fără lift, după o lungă claustrare și fără telefon, să știți. Astmul l-a răpus în cele din urmă, trăia într-o cameră tapetată cu plută, nu suporta nici cel mai mic zgomot. Nu voia să mai vadă pe nimeni, deși se plângea în scrisorile sale de singurătate. Adresa era pe Rue Amelin. O găsesc, m-am ambiționat să bat cartierul pe jos și bineînțeles că m-am rătăcit. Caut imobilul unde a murit la numai 51 de ani, lăsând o operă, așa cum știți și dumneavoastră, uriașă. Aici firul vieții lui s-a rupt, era în 1922, noiembrie, asistat cu fidelitate de angelica lui menajeră, Celeste Albaret. Singur, claustrat, rămas numai cu el însuși. Să vă mai spun ceva, avem corespondența între Antoine Bibescu și Prust și în ea există un pasaj care revine, cum că Prust plănuia să vină la moșia lui Antoine Bibescu la Corcova, în Mehedinți. Ar fi fost un episod care ar fi meritat să fie povestit. Din păcate, planul a căzut și nu l-am avut în Valahia noastră pe Marele Prust.